Salutare la toată lumea, Ștefan, și la proiecte diverse DIY. Am și o întrebare pentru colegii care montează camere. Dacă au folosit vreodată Reolink, nu mă interesează neapărat modelul ăsta. E 4 megapixeli, full color night vision, whatever. Mă interesează dacă au folosit firma asta. O au instalată de ceva timp la cineva și dacă au fost mulțumiți de ea, că am de luat mai multe și vreau să știu dacă merită. Deocamdată am cerut niște sampler sau mostre, cum se spune pe românește, că v-ați englezit de tot. Aia vă zic, rog colegii că sunt o grămadă care Cosmin de la UTP Net, el trebuie să știe dacă a montat așa ceva. N-arată rău deloc. Uite, vine cu cablu. O fi de la cu două fire, cu patru fire, cu opt fire. Deci n-arată rău deloc. Deloc, deloc n-arată. Da, mă interesează în timp că trebuie să fie și frumoasă și deșteaptă. RJ45 acelișa. Mufa de alimentare. Și un buton. Probabil de reset când se pierde pe rețea. La fel. Tot de la Reolink un NVR. Ăsta e desfăcut de ce mă chinui cu forfecuța. Ba nu e desfăcut. Da, nu vrea mușchiului să desfacă când vreau eu, nu vrea că trebuie să iasă asta, sigur. Păi nu. Da, sunt foarte curios de părerile voastre dacă se merită sau nu un cablu HDMI. Nu-mi dau seama la un metru, un metru jumate. Un manual de utilizare. Încă un cablu UTP, cablu de alimentare pentru toate mouse pe USB. Și bineînțeles un charger sau adaptor sau cum ar zice un clasic în viață, adaptator. Dă și mie adaptatorul. Clasic în viață nu e român. Dar era funny. Deci chiar n-arată rău deloc. USB în față. Bună treabă. Are și în spate. Văd că merg 8 cămăruțe pe el.
Sata. Cine a zis Dan Țuțu? Sata! Da, nu mai dă Caterin că mi-arde. Da, așteptările voastre. O să-i facem și un test. Sunt curios, v-am zis, de calitate. PU. De ce stă ground așa. Și da, și la curenți slabi se leagă la echipotențializare. Asta așa că tot a apărut ăla de ground acolo. Sunt tare curios să văd dacă le-a folosit cineva în România. Vreau să pun la cineva și vreau să știu dacă merită sau nu. Deocamdată avem NVR-ul și mai luăm 7 bucăți. Vedem. Da, mulți am anticipat de comentarii. Ne vedem la filmulețul următor. Nu uitați că urmează giveaway. V-am pupat!